Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea pentru joi 28 ianuarie. Bun, și hai să vedem care sunt energiile care o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, o zi foarte interesantă. Pe partea de dragoste a ieșit Regele de Bâte, o carte de acțiune. Această carte a ieșit ca etalare pentru dragoste și vinerea trecută, prin urmare, pentru o parte dintre voi ar fi interesant să vă gândiți, să vă aduceți aminte ce s-a întâmplat în relația voastră pe partea asta de dragoste, relații, sentimente pentru voi vinerea trecută. Pentru că e posibil ca aceleași energii, aceleași idei, concepte să reapară și în această zi. Regele de Bâte este o persoană dominantă, independentă, foarte onestă, creativă și carismatică. Ca arhetip, Regele de Bâte este rebelul tarotului. Este o persoană cu foarte multă pasiune, care îi place să călătorească și care își exprimă propriul său sine unic, fără frică și fără rezerve. Regele de Bâte este un lider înnăscut, care tot timpul o să-și urmeze visele, indiferent de ce spune societatea și care sunt normele sociale la care lumea s-ar aștepta ca această persoană să se conformeze. Regele de Bâte nu o să se conformeze niciodată. Mesajul acestui Rege de Bâte este să nu vă fie frică, chiar dacă partenerul sau partenera voastră nu se încadrează în normele sociale sau nu este neapărat pe placul tuturor prietenilor sau a întregii voastre familii, dacă voi simțiți că este relația corectă pentru voi, că este partenerul sau partenera ideală pentru voi, nu ascultați de ce spun oamenii din jurul vostru. Pentru cei singuri, e posibil ca astăzi să întâlniți sau să reîntâlniți o persoană pe care ați cunoscut-o, poate vinerea trecută, o persoană foarte carismatică, foarte sexy, cu foarte mult magnetism, o persoană de care sunteți atras așa de la prima privire. E posibil să fie o persoană mai excentrică, să aibă anumite caracteristici fizice sau intelectuale mai ieșite din comun, dacă voi simțiți că aceasta este persoana pentru voi, că e partenerul sau partenera voastră ideală. Dacă sunteți atrași de această persoană, nu mai stați pe gânduri. Nu vă lăsați blocați de ce o să spună mama, ce o să spună tata, ce o să spună vecina. Nu contează, pentru că la urma urmei nu vecina trebuie să își construiască o viață cu această persoană, ci voi sunteți cei care va trebui să stați alături de viitorul vostru partener sau parteneră zi de zi. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, Regele de Bâte poate să vină cu reaprinderea pasiunii în relația voastră. E o zi foarte bună să vă faceți planuri de vacanță, planuri de călătorie. Poate nu imediat în această perioadă, dar puteți deja să vă gândiți la ce vreți să faceți la vară sau mai spre toamnă, unde vreți să mergeți, unde vreți să călătoriți. Dacă nu puteți acum, în aceste zile, să călătoriți fizic, faceți împreună cu partenerul sau partenera voastră de viață o călătorie mentală. Imaginați-vă unde vreți să mergeți, faceți-vă planurile pentru viitorul vostru concediu. Indiferent ce vă doriți să realizați împreună cu partenerul sau partenera voastră, este o zi în care este indicat să nu vă cenzurați visele, să demonstrați vitejie și curaj în a face exact ceea ce vă doriți să faceți împreună. O energie foarte frumoasă, plină de pasiune, profitați de această zi. Pe partea de sănătate avem aici Pajul de Bâte. O carte de inocență, dar și de energie și de entuziasm. Pentru toată lumea, această zi ar fi ideală ca să faceți anumite sporturi, anumite activități fizice, să încercați să consumați o parte din energia aceasta de bâte care a apărut aici pe primele două cărți ale etalării.
E o perioadă ideală să mergeți la munte, să faceți sport, să schiați, să vă dați cu placa, să vă dați cu sania, să găsiți diverse moduri de a folosi toată această energie. Per total, Pajul Debut este o carte pozitivă care vine cu mesaje pozitive și pe partea de sănătate. Nu par să fie mari probleme în această zi, dimpotrivă, pentru o parte dintre voi s-ar putea să vă simțiți mai bine, să aveți mai multă energie, să vă simțiți mai tineri, mai energetici și fără griji. Pajul Debut este adolescentul zodiacului, prin urmare cumva s-ar putea să vă simțiți iarăși foarte tineri și fără griji. Pentru aceia dintre voi care trebuie să mergeți la doctor sau la tratament în această zi, e posibil să aveți de-a face cu persoane din personalul medical care sunt mai tinere, care vin cu o viziune fresh, cu o perspectivă nouă și care, tocmai pentru că văd lucrurile dintr-o altă manieră, dintr-o altă perspectivă, poate să găsească un tratament mult mai bun, o terapie optimă pentru voi, să găsească exact soluția pentru starea voastră de sănătate. Deci să nu vă fie frică dacă aveți de-a face cu medici, cu asistente mai tinere, dimpotrivă este un lucru bun pentru că acești oameni tineri vin cu o perspectivă nouă, cu o perspectivă fresh asupra problemei. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici una dintre cele mai frumoase cărți care ar putea să iasă pe această etalare, Regele de Monede. Pentru cei tineri, Regele de Monede este clar un mentor, o persoană experimentată, o persoană cu poziție de conducere care vă ia sub aripa lor și care vă învață meserie. Este foarte important să înțelegeți exact cât de norocoși sunteți că această persoană vede în voi un potențial și vrea să vă ia sub aripa lor și este foarte important să demonstrați onestitate, echilibru, că doriți să munciți și că sunteți dispuși să depuneți efortul necesar pentru a obține rezultatele pe care vi le doriți, rezultatele pe care le visați în cariera voastră. Pentru cei maturi, Regele de Monede poate să vină cu o promovare, cu o mărire de salar, cu posibilitatea de a vă schimba jobul pe o poziție superioară, de a trece pe o poziție superioară în cariera voastră. Pentru cei care sunteți antreprenori, sunt foarte bine aspectate toate investițiile în imobile, imobiliare, în terenuri, în agricultură, în lucruri fizice, tangibile, în aur, în argint, în lucruri tradiționale care dau rezultate pe termen lung, care sunt stabile pe termen lung. De asemenea, sunt foarte bine aspectate aici toate persoanele care doresc să achiziționeze o casă, un apartament. Puteți să aveți foarte mare succes astăzi în negocierea prețului pentru o casă sau un apartament, dar și dacă vreți să obțineți un credit de la o bancă, da, toate discuțiile cu instituții financiare sunt foarte bine aspectate aici. Cei care vreți să începeți o afacere împreună cu cineva, vă căutați un partener de afaceri sau un investitor în afacerea voastră, astăzi puteți întâlni acest Rege de Monede, această persoană care are și posibilitățile financiare să investească în afacerea voastră și în același timp are și cunoștințele necesare ca să vă ajute, să vă consilieze ca afacerea voastră să aibă succes. Niște cărți foarte frumoase pentru această zi. Și înainte să finalizăm etalarea, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, să vedem care este mesajul pentru această zi în care avem faza de lună plină în Leu. Mesajul pentru toată lumea este următorul. Fac încă un pas în vindecarea mea. În clipa în care rostesc afirmații pozitive, ies din rolul de victimă. Nu mai sunt neajutorat, îmi recunosc propria putere. Un mesaj foarte frumos care ne readuce aminte că suntem ghizii propriului nostru destin, că avem puterea de a lua decizii pentru noi și de a ne
ghida traiectoria de viață în direcția în care ne dorim. Că nu suntem atât de neajutorați cum ne fac unii să părem și că această conexiune între noi și divinitate trebuie întreținută și menținută zilnic. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!